Și primarul capitalei Nicu Șordan vrea să-și arate solidaritatea față de Ucraina și cum altfel decât prin înfrățirea Bucureștiului cu Chievul. Acesta spune că pe cele două țări le apropie aceleași valori europene, dar și dorința de pace și colaborare. Primarul general al capitalei Nicu Șordan a anunțat luni că în Consiliul General al Municipiului București a fost aprobată înfrățirea dintre București și capitala Ucrainei, Kiev. Pentru a ne arăta solidaritatea cu capitala Ucrainei, aflat acum sub asediu, am hotărât să aprobăm înfrățirea dintre București și Kiev. Ne apropie aceleași valori europene, ne apropie dorința de pace și colaborare, a transmisedilul edilul. Acesta a subliniat și că va face toate demersurile pentru a veni în sprijinul țării afectate. Consiliul General al Municipiului București a aprobat un protocol între Societatea de Salvare București și Crucea Română. Astfel vor fi alocate 5 milioane de lei pentru cumpărarea de medicamente și materiale sanitare cu destinația Ucraina. De cealaltă parte, liberalii din Consiliul General al Municipului București cer abrogarea înfrățirii cu Moscova. Aceștia susțin că nu vor să fie asociați cu o capitală a unui stat agresor care nu respectă dreptul internațional.